își voi face plăcinte. Ce, nu pot să fac plăcinte? S-a primit foarte bine. Lăsăm un pic să se odihnească. De unde să iau eu brânză? Am o idee. Mă duc la mătușa Ioana să iau brânză. Am găsit și brânză. Acoși, termin. Acum facem gogoși micuți, micuți. Pentru plăcinte. Acum punem puțin ulei. Chiar poți face plăcinte? Da, Albert, dar tu cum ai crezut? Eu sunt fată mare deja. Dar voi, fetelor, vă place să faceți plăcinte? Scriți în comentarii. Să vedem, s-au primit? Parcă este slime. Vedeți? Acum punem brânza. Brânza este sănătoasă. Este foarte proaspătă. Este brânza de vaci. Ce bună! Cine mai iubește brânza? Să scrieți în comentarii. Dar voi cum credeți? Plec să fac ceai la băieți. De minte, super! Sunt gata plăcintele! Ura! Să cred, eu reușit să fac plăcinte, super! Acuși chem băieții să guste. Și ce, Miriam, tu singur ai făcut plăcinte? Nu cred. Da, eu cred în Miriam, eu e fată mare și poate face plăcinte. Wow, sunt frumoase! Hai să vedem dacă sunt și gustoase. Hai! Da, sunt bune! Mă bucur că vă place! Altă dată voi face și mai gustoase! Și nu uitați să vă abonați la canalul Yes, Miriam și Dani și de apărat și la 3 surori! Noi vă iubim! Scrieți multe, multe comentarii! Eu vă spun pe curând! Pa, pa!